Republica Moldova este unul dintre capii de listă atât în ceea ce privește numărul de reclamații depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cât și la numărul de cazuri pierdute. Din 1997, când țara noastră s-a alăturat Convenției Europene a Drepturilor Omului, cetățenii moldoveni au depus peste 14.000 de plângeri la CEDO. Conform statisticilor, moldovenii apelează la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de aproape 3,5 ori mai des decât media europeană, dar în ultimii 5 ani Moldova a pierdut peste 100 de cauze la Curtea Europeană, în urma căreia statul a fost nevoit să plătească peste un milion de euro de spăgubiri, iar în peste 22 de ani această sumă a depășit 17 milioane de euro. Motivele pentru care moldovenii apelează la CEDO 31% încălcarea dreptului la un proces echitabil, 25% tortură și tratament inuman sau degradant, 14% încălcarea dreptului la libertate și securitatea a persoanei. De regulă anuală, Republica Moldova pierde 20-25 de cazuri la CEDO. În urmă cu câțiva ani, Organizația Neguvernamentală a Vocații pentru Drepturile Omului a publicat o listă de persoane, în special judecători ale căror decizii au dus la pierderea cauzelor din Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în anul 2016. Și anul trecut, actualul reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la CEDO a furnizat procurorului general o listă de hotărâri și decizii luate de CEDO în 2017 și 2018 pentru a studia posibilitatea inițierii urmăririi penale a judecătorilor care au pronunțat sentințe abuzive. Altfel spus, numele celor care au emis verdicte sunt cunoscute de mult timp de către oamenii legii. Urmează doar ca aceștia să fie trași la răspundere.